și am spus în numele lui Iisus Hristos, distrug puterea ta, a sărit sus. Când a dat seama că lumea a văzut, i s-a dus putere. Într-adevăr, o viață prin credință, v-a fost greu să trăiți așa în felul ăsta, nu? Ați avut momente care a zis, Doamne, e prea mult, nu mai pot. eu nu-mi pasă, de moment care m-a lăsat, m-am aplicat peste el, dar am fost surprins, era rece. Doamne, ce am făcut? Dar în mintea mea sus, nu mă plec de aici, dacă omul ăsta nu se ridică, o să trebuie să mă scoate cu forța. Care e cea mai puternică experiență pe care ați avut-o cu Dumnezeu? Știu că ați avut multe, ne-a zis deja câteva, dar e una care v-a marcat viața și a zis, wow! E mea. Vă salutăm, dragilor, și vă spunem bun venit aici la Eclesia Live. Am revenit cu forțe proaspete, după cum vedeți, cu un decor nou, cu bucurie, cu invitați noi, cu idei noi și ne bucurăm să fiți alături de noi la acest, la acest podcast. Salutăm astăzi în mijlocul nostru la Eclesia Live, la un nou podcast, un invitat aparte, un invitat pe care îl iubesc, fratele Tony Omo Ijoanfu. Da, fi bine venit, Tony, am zis bine. Foarte bine, l-ați punctat, eu vă salut în numele lui Sus Hristos. Am lui Dumnezeu că avem ocazia aceasta să fim pe viață ne bucurăm că ai acceptat să fii împreună cu noi. Fratele Tony este un profet al lui Dumnezeu, un om de care Dumnezeu se folosește, un om care misionează în statul african Benin, încă din anul 1995 este președintele Glenn Ministries, dar dincolo de, de, toate acestea, este un om pe care Dumnezeu îl folosește și ce aș vrea să facem un podcastul ăsta e să vedem împreună și să cunoaștem puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a folosit în multe experiențe uh, supranaturale și dincolo de astea, Hristos a strălucit și continuă să strălucească prin, prin oamenii care se pun la dispoziția Lui, așa că ne bucurăm de, de fratele Toni. Deși sunteți de culoare, cum se face frate Tony că vorbiți așa de bine românește? Este un lucru pe care trebuie să subliniam aici. Apostol Pavel spunea că noi suntem lucrarea Lui Dumnezeu făcut în Hristos mai înainte și să umblăm. In ea. Un lucru interesant a fost că eu n-am știut despre România. Eu bine am crezut că Roma e România, dar într-o zi am primit o scrisoare din partea guvernului României care spune că eu sunt oferit un loc să vin să fac specializare în România. Acest lucru s-a întâmplat din faptul că România și Nigeria au avut o înțelegere undeva, o un afacere și din cauza afacerea aceea au oferit niște burse la nigerian. Și din binecuvântare am fost ales, chiar dacă nu am cerut eu. Deci ați primit o, o bursă în, în România. Da. Și ați știut că veniți în România sau ați crezut că mergeți în Roma? De fapt, eu am crezut că mă duceam în Roma. Uh, nu m-am certitat bine. Eu am crezut că România e aceeași lucru cu Roma. Dar când am venit, am primit o surpriză uh, destul de plăcută, să spun. Și ce-ați făcut în momentul în care ați văzut că e mare diferență? Bine, nici n-am avut cum se fac comparate, n-am avut cu ce, doar am fost șocat. Pentru că chiar atunci s-a terminat Revoluție a fost e, suferința, oamenii au fost destul de depresate, a, lucrurile n-au fost ordonat cum avem acum și am fost surprins că ce aici. Deci veneați în România imediat după Revoluție. Da. Unde anume? În... A, am intrat prin a, București, acolo de obicei când vin mai ales la studii, ne ține două săptămâni în, într-o sala transit să se asigură că nu venim cu boala, actele sunt bine făcute și după aia ne repatizam unde trebuie să fim. Și chiar am fost în mijlocul unde vedeam clădiri cu punctele, unde erau gaurele de glonțe care au lovit pe oamenii și lucrurile care ne ținea aminte de lucruri care s-au întâmplat în timpul Revoluției. Și după asta am înțeles că ați făcut studiile aici în, în România. Și am fost repatizat în Timișoara, în Universitatea Știință Agricola medicina și vetinarea al banatului. Uh, am fost repatizat atunci să mă duc în uh, cadrul amelorare plantelor și animalelor și eu am ales să rămân în uh, cadrul acela din horticultura unde am specializat în inginerie genetică plantelor. Ok, ați rămas în Timișoara și... Uh... După ce ați terminat facultatea în România, ce s-a întâmplat mai departe? Interesant lucru a fost că, când am primit scrisoarea aceea să vin în România, chiar trei ani înainte am primit pe Domnul Iisus Hristos. Eu m-am hotărât că nu mai trăiesc pentru mine nimic decât pentru Dumnezeu. Aveam de gând că dacă munca care făceam, lucram la, la un laborator unde făceam cercetare în legatura cu ce se numește pedologie, adică știința pământului roci și lucrurile din asta. I-am gândit, dacă se termine contractul aceea, mă duc direct în lucrare de plină pentru Domnul. Dar în mijlocul aceea, printr-un mod divin, Dumnezeu m-a arătat că o să trebui să mă duc într-o altă țară care nu e a mea și s-a împlinit prin invitația aceea. Am primit scrisoarea aceea să vin a, să studiez aici și am spus, Domne, dar eu te am spus că vreau să te slujesc, Cum de acum? Și Duhul Sfânt mi-a spus, oriunde sunt, acolo este Domnul, acolo pot să slujez pe El. Și atunci când eu am ajuns în Timișoara, am găsit cu cale să chiar dovedesc că vreau să slujesc pe Dumnezeu. Unul din lucruri pe care am făcut a fost, totdeauna umbleam cu două Biblie în limba romana și în engleză. Și oricine are legătura cu mine, din caza culoarea mea, aveam o priză la oamenii. Oamenii asculta, îmi cerea dacă poate să pună mâna pe cap sau vrea să mă dau un pupic, le las și după aia îi dau limba română și eu mă ocup de ei în limba engleză. Și în felul ăsta ați început să interacționați cu oamenii? Și începul încet cu încet și de fapt pentru ca la naștere Mia, de nou, în Hristos am fost dat un dar de a, credință a, prin care Dumnezeu facea tot felul de minune. Și pentru mine nu mi era o problemă atunci când un om îmi dea un pic de timp și mă lasă să vorbesc cu el, după aia îl cer. Vrei să mă rog pentru tine și pun mâna pe el, ori se vindeca, dacă are Duhul în el, iasă dacă există turnare sau varsare, Duhul să se adorme un pic, aștept să se revine și după aia îl duc la biserică. So, prin asta, încet cu încet, uh, am început lucrare. De fapt, când am venit prima dată, eh, colegul de camera a fost un tiner din țara Zaire, care acum e Congo. Și m-a spus, hai cu mine la biserica Dugulescu. Și mergeam. Credin și acolo, dar era altceva. Și el a spus, săracul de tine, aici nu e locul tău, o să te arat undeva, unde trebuie să fie, unde mișcă lucrurile. Și așa am ajuns la o biserică numită Centru Crestin Biserica Agape. Acolo se desfășura lucrurile mult mai activ și eh, m-am alăturat de ei în eh, a dezvoltarea grupelor de micilocire. Și așa în felul ăsta ați început să, să slujiți. Ziceați da. că încă de la convertire a primit un dar al credinței. Da. Care a fost prima experiență supranaturală care ați văzut așa cu Domnul? Eu, fiind un om de știință, eu vedeam lucrurile într-un mod alb și negru. Nu că nu aveam credință, ca și un african, oricum nu avem o bază, aia încânare la zei, pe undeva, în spatele inimele noastre, există esența asta de credință, care nu a fost problema. Dar când eu m-am întors la Domnul, am, am înțeles că e lumina și întuneric. Într-o zi m-am dus la o evangelizare și cel care îi facea predica a spus așa, dacă uh, ești aici și vrei să primești pe Hristos să te ridici și toată lumea care nu au avut Hristos atunci s-au ridicat. Și predicatorul a spus, cine crede că el e mântuit? Pentru mine nu există o întrebare. M-am sărit sus ca să mă Și am ridicat și a spus, bine, voi care ați primit pe Hristos, întindeți mână către oameni care nu au Hristos. Ca și un creștin, nu m-am închis ochii, m-am întâs mâna către oamenii. Și când am terminat rugăciune, nu mai vedeam pe oameni în jurul meu. tot s-au căzut jos. M-am speriat și am spus, domne, ce e asta? Am fugit duminica la pastorul meu, am sus, am fost la evangelizare, vezi ce s-a întâmplat. El a zâmbit, a spus, nu e niciun problemă, e ungerea Domnului care este peste tine. Și de atunci am început să fiu atent la ceea ce face Domnul. De exemplu, primele evenimente a fost când intru într-un uh, microbus sau autobus în Africa, noi putem să ținem Evanghelia. Nu este recisionată chiar cum este în Europa sau în America. Dacă oamenii au zeilor sau demon în buzunarul la ca se face la noi, un om poți da. dacă stătea lângă mine în buz, în timp când vorbeam, începea să manifestă, cade, face ca orice lucru pe care n-ați mai văzut și am dat seama că Dumnezeu mi-a dat un lucru. Eu, de fapt, am luat avantajul aceea și m-am aderat la grupul... La noi care se numește grupul Luptă Spirituală, în care noi facem eliberare pentru nebun, șchiop, oamenii orb, orice fel de boală care are omul m-am aderat la grupa aceea. Și Dumnezeu v-a folosit în felul ăsta. Asta se întâmpla în Africa, nu? Da. Într-un mod uh, regulat. E, problema a fost că noi ne-am obișnuit cu puterea asta. Uh, eu n-am știut că trebuie să nu fie. Eu n-am știut că... Creștinul să nu știe de acest lucru. Uh, de fapt, eh, prima dată când i-am primit surprinză a fost, am ajuns în Europa, am dat seama că oamenii au formă de religie. Curat, vin la biserica, bine falda, dar ce trebuie nu era acolo. Și atunci când eu am pingiam mai tare în fața, arătam ca și străin între int, ei. Uh, dar data Dumnezeu a manifestat puterea lui și aici în România. Știu că sunteți uh, căsătorit cu Erica, da? Uh, cu ea v-ați căsătorit după ce ați venit în România? Cum a fost întâlnirea cu ea? Uh, a, fost interesant. Eu eram în biserica Agape atunci, uh, eram într-un grup care se ducea la pușcarea în popașapca. Șapca. Uh, dimineața înainte de lauda și în chinare, reveniam și era o fata totdeauna care venea cu mulți copii. De fapt, erau copii străzi, copiii dezavantajați și aducea pe ei, se ducea în fața pentru rugăciune. Eu am crezut că eu e romancă. Și într zi, la supermarket Bega, care era atunci în Timișoara, noi ne-am întâlnit și am salutat-o și am spus, ma, tu vorbești engleza într un mod fain. Am spus, de unde ai învățat? Am spus, nu sunt un romanca, doar am venit aici în misiune. În ziua aceea m-a spus, noi avem o desfășurare în uh, piața 700 Simbata, dacă am putea să vin să fiu cel care va ține cuvânt, dar din instinct am spus da, dar am uitat că aveam un program la Popa Șapca. Uh, Fiind că Popa Șapca nu ne permite să nu mergem, am dus la Popa Șapca și când am revenit, am spus la oamenii duminica, este o fată aici, nu mai știu, am lumânele ei, am sus, m-am invitat ieri, dar n-am putut, trebuie să spun de ce n-am putut și cineva a spus, știu unde sta, stia acasă lângă biserica și am ajuns la ea a casa. a fost mult copii acolo, uh, copiii asta erau copii pe străzi și erau extrem de destrebelat, extrem, extrem spunea tot felul de lucru. Stilul meu totdeauna era alb și negru. Nu rezistam la nebunia aia. Și am, mă uitam la ea și am dat seama că înțelegea, dar nu se supăra. Și acolo am spus, mă, poate să fie un om așa care nu e așa de deranjat. Acolo mi s-a prins o flacăra mică în inima ca ea. Și în momentul ăla ați început să vă cunoașteți. Și... și ea avea cam două săptămâni în uh, misiunea ei în România și când am terminat salutare, am spus, bine, mă duc, dacă nu ne mai vedem pe pământ, ne vedem la picioarele lui Iisus Hristos. Și am plecat. După câteva săptămâni am primit o scrisoare care spunea spune fratele Tony, uh, îți mulțumesc pentru exemplul faina pe care mi-ai lăsat, ai, -ai uh, dovedit ca iubești pe Dumnezeu, mă straduie și eu să fiu ca dumneavoastră. Și eu atunci am spus, eu nu să dau răspuns la fata asta. Știu că dacă dau răspuns, începem să fim prieteni. Și filosofia mea despre femei este, nu se poate să fim prieteni. Ori ne căsătorim, ori să fim frate, Nu se poate. Și după câteva săptămâni m-am dus la brevul nou, am postit, șapte zile fără apă, fără mâncare, numai fata asta a rămas în capul meu. Am spus, nu mai pustesc. M-am dus acasă, am luat pixul, am spus, domnișoara Erika, te salut în numele lui Iisus Hristos. Și am spus, uite, eu știu că nu se poate să fie prietenie între un bărbat și o fată fără un scop. Eu te iubesc, vrei să fii soția mea. Wow, și a trimis scrisoare. Și am trimis scrisoare. Când am dus fiscalii la poștă, am lăsat acolo. După cam jumătate de oră mi-a venit fise la cam. Ce am făcut? Când am fugit înapoi la poștă, deja s-a dus scrisoarea. Așa a început istoria. Și cum a reacționat după ce a primit scrisoarea? Eu am fost tuburat. Pentru că eu încercam să țin un nivel de creștinismul trebuie să vă spun că i-am fost la facultate, eram într-o echipă de aproape 18 tineri, extrem de frumoase fete și a, uh, doreau pe mine, dar eu știam filosofia aceasta ca uh, e un bărbat și o femeie. Nu trebuie să gust pe tot ca să cauți, ca să primesc pe care vreau eu. Dar fetele astea, chit ca sunt frumoase, se sunt de dorit, dar nu sunt în Hristos încă și nici nu mi era inima acolo. Și atunci eu am ales un mod. Nu m-am pretenesc cu ei peste un limit ca să nu le dau de gândit. So nu mergem la fete, nu prea dau mâna cu ei pentru că nu vrea să aibă orice fel de gând. Și din momentul acesta când de, a, eu am dat pe Erica, am gândit bine, o să iau o decizie acum. Și atunci când am primit scrisoare, am spus, vai, fata asta o să spune că sunt nebun, nu sunt adevărați copia lui Dumnezeu. Dar când a venit scrisoarea, i-a spus, eu sunt foarte încântat de cererea ta. Atit ca vreau să ne mai cunoaștem. Vai, așa mi s-a bucurat inima și de atunci nu era e-mail, telefon nu era așa de ușor, nu era celulară și scream aproape șase scrisoare pe zi la ea. Așa de mult am scris ca fiecare zi, poșta îmi aducea scrisoarea acasă. De fapt, avem un tank de, de scrisoare acum pe care încercam să facem într-un jurnal ca să știe oamenii ce am scris noi atunci. Deci asta se întâmpla în urmă cu 30 de ani da, aproximativ. Da, exact. Wow, într-adevăr o poveste puternică de, de dragoste până la urmă Ei, care a legat-o. Este și Dumnezeu a dovedit că a fost o alegere extrem de bună. După ce v-ați căsătorit cu Erica, cum a început lucrarea aici? Ați rămas în România? Știu că acum slujiți și în, în Africa, doar că în alt stat. Înainte da. de căsătorie, de la Biserica Agape, eu am asistat la înființare de o biserică numită Biserica Alatea din Timișoara, unde e fratele pastor Lucian Chiș împreună cu câteva alți zece oameni atunci, dar din lucrare care s-a făcut în pușcărie, erau oameni care lucuiau din pușcărie, care au ieșit și se lucuiau într-un oraș numit Sinandri. Cum a făcut Dumnezeu, am găsit locuința acolo și am început un fel de studiu biblic împreună cu pușcăria și aceia care au ieșit. De acolo, încet cu încet a crescut. După câteva, să spunem, luni am plecat în San Andrei, după câteva ani din nou, am întâlnit cu un a, prieten care a spus, te rog, vino, lucrarea aceea pe care a făcut e destul de greu, vino, ajută-ne. Și așa m-am întors înapoi în San Andrei și Dumnezeu a făcut-o ca s-a înființat o biserică destul de puternică în orașul aceea numit San Andrei. Și cum ați ajuns în Benin? Ați plecat din Africa, din Nigeria, nu? Da, da. Ok, ați venit în vest, în Europa. De ce v-ați întors înapoi? Cum? Eu oricum știam că, în primul rând, eu am rămas în facultate ca să pot să am actele legale de ședere. Mie nu mi-era problema, Dumnezeu mi-a dat creierul să o să fac carte sau să studiez, n-a fost problema. Și în timpul asta, eu gândeam să stau în Europa, să lucrez aici, nu știam. Dar într-o zi eh, citeam un ziar, Newsweek. Newsweek a, a dat, o, a redactat ceva despre o țară mică numită Bini și spunea acolo subliniat, pa misionarelor, m-a lovit inima ca are există un loc în Dumne unde Dumnezeu nu poate să se desfășoare. Și undeva mândria mea, filia mea, m-a spus, acolo mă duc. Bine, am spus la el că am găsit unde ne ducem pentru misionarie. El nu știe despre aia, eu nici nu știam despre bine. Și uh, un, un proroc a venit și a spus, uite, Dumnezeu ți-a creat, ți-a rânduit și o trimis aici pentru scop anume. Și el te va trimite în o țară departe și te-a trimit aici să fii fui și te va trimite înapoi la poporul tău. Oh. Dar ea, el nu mă cunoștea. Pe unde va era soția mea în adunarea aceea, în conferința aceea pe care o făcea? Nu o cunoștea. S-a uitat, a spus și tu, eu te-am adus aici să ajut pe omul acesta în călătoria pe care are el. Noi doi, amândoi am înțeles că Dumnezeu are un plan pentru noi. Când am ajuns acasă, am luat telefon, am sunat ambasada, țara aceea, care acum noi cunoaștem ca Republica de Bene ambasadorul m-a salutat cu caldura, venit, vă rog, chiar m-a ținut legătura direct cu președinte și președinte m-a trimis cartile lui, lucrurile pe care el a făcut, venit repede să ne ajutați. Așa ne s-a deschis ușa în țara Benin. Deci cumva ați intrat direct pe ușa din față, cum Sigur ar Sigur că da, așa am intrat a, și Dumnezeu ne-a surprins peste așteptarele noastre. Povestiți-ne cum e viața am venit așa la pas, pentru că știu că nu-i foarte prietenă cu creștinismul. adică avem undeva, procentele zic că sunt 17% practică religia asta vudum, nu? De fapt e mult, mult, mult mai mult că acolo nu este o problema să ai creștinismul ca și religie de față, dar în realitate ești închinator la zei. E un sincretism acolo, da, o mestecătură. De fapt, nu mai se Știți cum este. De exemplu, este o țară unde există o zi special, unde se spune ziua voodoo, în care Ui. se închină la zei. Într-un într mod, este o țară de unde s-a împreștiat religia asta vudu peste tot. De exemplu, sclavii care au plecat în Benin au ajuns în Cuba, Republica de Dominicana, Americana, Britania, Jamaica și Brazilia. Când au plecat, au plecat cu voodoo aceea. E, oamenii nu înțeleg, e parcă unul spune ca yoga. În spatele yoga e ceva. La fel e vudu. Există încă jerfa de animalelor, alta dată jerfa de oameni. Există lucrurile malefice care este în spatele religiei aceea. De fapt, noi, ca și africani, dacă nu știai si pe Hristos și si, îți si trebuia o vrăjitorie puternică, acolo să te duci. Când eu am plecat din România, am avut oferta de o muncă extrem de bună, că dacă lucrezi numai doi ani, nu ne mai trebuie bani dar e, am lăsat, oamenii au fost supărați. Cum de pot să faci așa ceva? Ai copii mici, ai o soție albă care nu știe nimic și vreau să o duci acolo să o mor și am spus așa, unde este Dumnezeu, acolo vreau să fiu eu. Pentru că oricum îmi dau seama că viața mea nu e a mea, e a lui. Și atunci o să folosesc viața aceasta pentru gloria lui. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a fost, dacă se poate spune așa, supracredincios la chemare pe care ne-a dat în privința la BN. Cum s-a întâmplat când ați luat contact cu practicile de acolo? Ați avut experiențe în care ați văzut cum domnul a fost biruitor? Interesant lucru este că Dumnezeu nu ne-a lăsat să intrăm în BN, la prima fază. Noi am plecat din România în 2001, septembrie. Când am ajuns în America, am vrut să plecam peste șase luni. Deodată, vanii nu mai vine, eu nu mai lucru, parcă ușa și-a închis și am învățat un lucru. Chit Dumnezeu nu spune da sau nu, stai în așteptare, roagă-te, învata, poștește-te. Șase luni a devenit nouă luni, nouă luni a devenit 18 luni, pentru că între timp a venit o fetita Și am spus, bine, Așteptam să aibă fetita macar un an, să mergem. Când fetita a avut în jurul 16 pe luni, am rămas soția mea iarăși gravidă. Șase luni a ajuns la cinci ani. Am fost disperat. Am spus, oare Dumnezeu nu mi-a chemat? Dar am învățat să aștept pe Domnul. E mai bine el se spune, ai dat în bara, decât să da în bara pentru că n-am stat în ascultare. În sfârșit, am simțit că era ora de plecare, pentru că am auzit un cuvânt, a spus, ridică-te, pleca și merge la Aizo. Eu n-am știut ce e Aizo, am uitat prin harta, n-a fost Aizo acolo, în sfârșit, într-o zi, în timpul când am uitam în o carte, am dat seama că Aizo este un popor, ca Dumnezeu ne spunea, merge acolo și repede, cu credit card, am cumpărat bilete, fără în ziua în care noi am ajuns în BNE, am auzit aici, din America, că vezi că ți-a cineva 25 de mii. Am putut să plătim pentru biletele. Dar fenomenal a fost așa. Prima casă pe care noi am găsit, n-am avut fafurie, sartele, nimic. Am dormit pe șafșaf, -șaf, am mâncat din cutie de sardele. Într-o seară am sus, ne trebuie bec. Am chemat pe primul meu băiatul, hai să mergem să comparăm un bec. Așa cum am ieșit din curtea noastră, a fost un om musculos, dar în piele goală. Și eu punga mâna lui, instinctul meu de apărare s-a ridicat, am spus, Doamne, dacă asta vine la mine, nu era o problemă, puteam să-l iau în karate și Dumnezeu a spus, eu nu te-am trimis să să le omor. Bine, tata, așa am spus la fiul meu, stai în spatele meu a stat în spatele, chiar la mine a venit. Am spus, vai! Și am spus, ce vrei? Ca să am tâns mâna, nu te las. Toată lumea se uita la noi. Ce vrei? Și a spus, dacă nu plătești, nu, nu te las. Dar Duhul m-a dat un răspuns simplu. Și am spus, omule, eu sunt omul lui Dumnezeu. Lasă-mă să plac. S-a uitat la mine, a cazut cu fața jos, cu fundul sus, gol. Eu instinctul meu m-a spus repede, acum ora ta, m-am plecat pe el. Am început, robo șandare, am început să mă rog peste el. Când am terminat, parcă nimic nu s-a întâmplat. A desfăcut punga, a pus kilot, pantalon, cam avea adidas, parcă nimic. Toată lumea se uită la noi. Ce n-am știut este că el se cunoște, se, eh, lumea cunoștea ca un om extrem de violent. Și a fost uimit că nu mi-au bătut. Seara aceea, parca cerul s-a deschis. Soneria noastră a sunat până la ora 3, până când l-am rupt cu mâna. Au venit femei cu fetele, eliberare. Am făcut eliberare aproape pina la ora 3. A fost prima mea săptămână. Hai să vă spun un lucru, ca s-ar putea ca să fie oamenii care sunt misionari profesionisti. Noi avem un principiu, când te duci într-o țară nouă, o țară nouă, stai șase luni, un an, să nu faci, învată limba, faci pretenie. Asta am vrut să fac, dar eu n-am avut harul asta. Pentru că prima zi în care am ajuns acolo a fost problema. Și eu am pus întrebare. Eu vreau să cunosc pe oamenii, eu vreau să mă împretenesc cu oamenii și lumea se duce în iad. Și am spus, cu legea aia am aruncat în gunoi, am făcut ce ar face Isus Hristos. Și vă spun, am avut în casa noastră aproape 220 de oameni. Știu că e periculos, aduce boala, tot felul de lucru și am spus, așa o să facem. Nu mai venit în cursul săptămână. Fiecare vineri seara vom avea nopte de veche în care vă voi slujesc. Și noi avem un principiu. Noi nu facem concurența, nu furăm membri și am spus, dar oricine primește pe Hristos, va ducem la o biserică care i-a laturat de noi. Și pentru câteva luni, până când am învățat limba, așa aduceam. De fapt, ultimele numere de eh, grupe care am avut a fost peste 120 de oameni care veneau la noi în casa. Așa a deschis ușa Dumnezeu pentru noi în, în Spuneați că Dumnezeu va vorbit și v-a zis exact localitatea, poporul exact. la care să merg. Cum va vorbi Dumnezeu? Cum vă vorbește Dumnezeu? E, e, direct, de fapt, e, și Dumnezeu vorbește în, pentru mine. De exemplu, eu pot să e, te, te văd pentru prima dată, fără să te cunosc. e, e, e par e, e par, am învățat ceva, și în, în Dumnezeu, e, Scriptura spunea în Luca capitolul 4 ca Hristos Diavolul a dus pe asupra a, cele mai înalte locuri și l-a arătat într-o clipă. Înțeleg ce înseamnă asta. Într-o clipă eu pot să te vad și înțeleg ce vrea să-mi spune despre tine. Dumnezeu îmi vorbește asta când trebuie să slujesc pe acel om. Și atunci eu spun omul. Dumnezeu îmi spune că tu te lupt cu asta. Și el nu știe că Dumnezeu a arătat-o într-o clipă. Dumnezeu face așa. Alta data, el îmi vorbește într-o formă de video la noapte. Când dorm, îmi, îmi arată lucrurile în video și eu înțeleg pentru că eu sunt din asta alb și negru. Și alta data, cu șoptirea, extrem de simplu, nu există o formă care te spere, pur și simplu, du-te la aizu. Și eu am învățat. Vă dau un exemplu. Poate am mai auzit oamenii. La noi, în Africa, noi nu avem certificat de naștere, că nu e un sistem ordonat. Și tu trebuie, poți alege ziua ta de naștere. Și avem, poți alege ala pentru stat, pentru tine particular pe care știi orice vrei e ziua ta de naștere. Dar poți să te duci la tribunal cu hârtie și spui eu sunt născut în 1900 cu tare. Și el spune, zici în jur, da, semnezi, asta e ziua ta. Când am primit bursa pentru România, un lucru pe care i-au cerut a fost certificat de naștere. Și eu m-am dus, ca oricine, am scris, sunt născut în ziua asta de tata și mama aceasta și trebuie să mă duc la tribunal. În timpul când femeia aceasta batea ce i-am spus, că nu a fost calculator, a fost aparat de dactilografie atunci, în timpul acesta am auzit foarte simplu. Toni, ridică-te acum, atinge call to draft-a mese. Pentru că m-am obișnuit cu vocea aceea, m-am ridicat. Din momentul în care m-am ridicat, Bulevan Mare, cu care femeia aceea a făcut un fel de cort asupra uh, mase. Când a intrat ce sub ceașaful aceea, blavana aceea mare a cazut exact unde mi era cap. Și banca aceea a fost distrus. Eu m-am obișnuit să aud lucrurile a, de la Dumnezeu într-un mod simplu și am învățat ascultare să răspund instant când aud glasul acela. So, el îmi vorbește prin modul asta. Și faptul că ți-a ascultat, uite, atunci vocea lui Dumnezeu v-a salvat viața. Exact, de aia am putut să ajung în România. alta dată oamenii spun că o, oh, diavolul a lovit și alta dată mai și mântim împotriva lui Dumnezeu să spunem, e voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dacă n-am fi ascultat, consecințe mi-ar fi prins. Dar slava Domnului că am reușit să ascult pe el. Au mai fost momente în care ați văzut cum Domnul va a salvat de la moarte într-un mod miraculos? Foarte, foarte mult a fost. E, a, tot în BN a fost acest lucru. A, noi, eu cu soția mea am spus, hai să vedem pe o fată care suferat de cancer la spital. A, în dimineața, șoferul nostru, care e pastinaș în BN, a spus, trebuie să repar cauciucul din partea stânga în spatele Buză. Am spus bine vorbeam cu el, în timpul asta el a pus cauciuc pentru că ca eu vorbeam cu el, a uitat să înșurubeze cauciucul ăla. Noi n-am știut. A făcut cu mâna, dar nu s-a înstrâns bine. Noi am luat, eu n-am dat seama. Mergeam 100 de kilometri, deodată am văzut cauciuc din spate, în fața buzu. Ce asta? M-a prins frica ca o să resturnam. Am auzit din partea Duhului, să nu atingi frina e, eu nu pot să înțeleg creștinismul în care nu există colaborare într-un om și dus frin. o prezență a intrat în mașina să nu pui picior pe frina bine tata, am tinut și se ducea, ca cu distrugea lucrurile în fața a lovit un tir cu, cu benzina, benzina e, mașina s-a înduit înainte în fața noastră cele trei care erau în spatele au făcut stânga, era dezastru. Dar totuși, prezența Dumnezeu facea lucrare. Și am auzit, acum trage la dreapta, am tras, acum pune pas cu pas. Așa ne-a salvat Dumnezeu. Dar vede ce s-a întâmplat. Toată lumea din orașul aia fugea după noi, știau, aștepta să se întâmple ceva. Când au venit, când au dat seama că nu ne-am răsturnat punea mâna pe mine, mă pupa, nu știu ce, încerca să scoate din mine, că ești ceva, cineva în tine. de fapt, au fost oameni care mi-au dat porum, ca și un fel de închinare, ca există ceva de la mine și cel care avea țiruia care ia benzina, am spus, îmi pare rău, am scos 20 de dolari și am dat ca să repara ala care s-a stricat la el. Și eu am dat seama că Dumnezeu, dacă te cheamă, va aprovisiona tot ce trebuie. El ne-a salvat din cauza că El ne-a chemat până acolo. Ce fain! Pe lângă asta, ce intervenții așa supranaturale ați mai avut în, în, misiunea care ați făcut acolo în Benin? Vă întreb asta pentru că știu că minunile lui Dumnezeu și mărturia lor e încurajare pentru oamenii care ne ascultă și îmi doresc să fie o provocare pentru ei să trăiască, așa cum ai zis, un creștinism nu doar la nivel teoretic, ci mai profund, mai practic cu Dumnezeu. Vedeți, un lucru pe care a, biserica trebuie să învata este problema credinței. Și credința nu este ceva a iura pe care dorești și să se întâmplă. Credința trebuie să fie bine fundată pe un adevărul, adică adevărul cuvintului Dumnezeu, care este Domnul Isus Hristos. Este extrem de important. Când noi am ajuns în bine, oamenii aștepta să fie dezastru, pentru că e adevărat. Misionarele care au venit în bine, mult dintre ei, casatoria lor s-a s-a sparse, copilul a fost omorit, unii au fost tăiat pe ghid, unii au fost rapid, alții s-au nebunit, e adevărat. Dar dacă Dumnezeu te-a chema și rămâne în El, de sigur că El te va proteja. Când am avut legătura cu asociate pastorii din BN, am fost la ei, un pastor dintre ei a venit la mine. Omule, ce ai făcut la Domnul? Și am spus de ce? Noi vrem să mergem în Africa, America și tu vrei să vii aici? Și a făcut pacla și am rău de tine. Am dat seama că e ceva. Bine. Eu, în casa în care Dumnezeu ne-a dat, vecinul nostru era unul din cei mai puternic vrăjitori din bene. Așa de puternic este că el avea curaj, să scria pe un, 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 un zid acolo, dacă vrei să mor pe vecinul tău, 10 dolari, dacă vrei să iei pe soția cineva, 5 dolari. Orice a scris cu tupeu și oamenii aveau frica să trec pe lângă noi. Dar am învățat un lucru. Și am spus, Doamne, ce să fac? Toată viața mea, eu nu pot să lupt. Și el a spus așa, eu ți-am trimis să duci cuvintul meu la ei și eu le voi salva. Au, am dat seama. El nu m-a chemat să mă bag în ce nu e problema mea. Dar, după patru ani, când am fost cu vecinul aceea, am văzut pe el într-o zi afară la mine, la poarta. Facea încântate. Avea o șopârlă cu care el facea cântate aceea și atunci s-a ridicat o, o mânia în sufletul meu și m-am dus în spatele lui. Am lovit cu mâna, nu de violent, dar am, am, tin, am atins așa și am spus în numele lui sus Hristos, distrug puterea ta, a sarit sus. Când a dat seama că lumea a văzut, i s-a dus putere. Și am spus așa, omule, de atâtea ani... Încerc să-ți spun că Dumnezeu are un plan pentru tine, dar inima ta e prea împietrită. A spus, nu! Cine ți-a spus? Ești gata să primești? A spus, da. Ești gata? Da. Am spus, bine. Tu te acasă. Scâmbete și ne înținem în birou. Am înținit în birou ușor. A primit pe Hristos. Am spus, mă, asta vrea să ne păcălește, mă. Când am lăsat să se ducă acasă, lucrurile cu care facea vragitorie era chit doi metri în sus pe zid. Și l-au dus afară, începe să dea foc. Și unul din mâncitori a venit la mine, tata mă cheamă, tata, tata, vragitorul aia arde lucrurile și am fugit. Nu, nu arde! Dacă la ard, biserica nu va crede că te-ai întors la Domnul. Trebuie să fie azi de către biserica. Duminica, am încarcat trupă, în susul trupă, patru cu patru pline de lucrurile, e, bucatele de oase, craniul de la oamenii, animale, tot felul de lucruri cu care se face vrăjitorie. Am înclut în mașina mea, am fost la biserică, am sus la pastorii din biserica aia, nu spune numele lor, să nu le facem de rușine. Când am adus acolo, am sus... Puneți pacura, a spus nu, pune pe pacura și a pus benzina. Era să ne omoare în ziua aia. <laughs> am reușit să ardem, dar vedeți ce s-a întâmplat. O biserică de peste 3000 de oameni, noi, eu cu el, am stat în mijloc. Nimeni în biserică n-a stat în raza de peste 10 metri în jurul nostru, ne-a lăsat. Așa de înfricoșător e omul aia. Dar totuși, Dumnezeu a salvat pe acel om a salvat și sunt convins că și prin asta a fost o mărturie pentru ceilalți. Sigur că da, și atunci când moment când oamenii au dat seama că Dumnezeu poate acest lucru, nu numai că a trimis un trafic mai puternic decât de oameni către noi, a dus curaj la oamenii că Dumnezeu poate să elibereze pe oamenii de sub astfel de jug. Ce fain cum ați văzut mâna lui Dumnezeu și oamenii au fost au salvați fost până la urmă. Sigur, că despre sigur. asta e vorba, despre oameni, oameni mântuiți. În toți acești, acești ani, care a fost cea mai dificilă misiune în care ați fost angrenat acolo? Eu n-aș spune că misiunea este dificilă. Pentru că Hristos este cel care face misiune. El a promis că El nu ne va lăsa, va rămâne cu noi. Tocmai de aia ne-a trimis Duh eu cred că uh, cea mai dificilă în misiune este atunci când eu mă las să cad în fire. Atunci când eu aștept să fiu recunoscut. Atunci când oamenii nu uh, reciproc uh, ce am făcut. Atunci când oamenii n-au dat seama de jertfa da, uh, pe care eu am făcut, și atunci eu, când mă cad, când cad în, în firia aceasta, acolo este pentru mine cel mai dificil în misiune. Lupta cu mine însumi, înăuntru. Asta este. Uh, am observat că atunci când am ajuns în starea aceasta, ajunge la o maraciune. Și am învățat o lecție despre maraciune. Este un întuneric bezne care dacă omul cade în el, kit ca vrei să si ieși, nu pot, pentru că devii legat de întuneric cu Asta am văzut și am dat seama, uite, Tony, ce e prostie asta. E adevărat că Dumnezeu ți-a folosit, dar tu nu ai creat puterea asta. Tu nu ești mintuire, tu nu ești Hristos, ești doar o în mâna Lui. Și când am dat seama de asta, m-am dus înapoi la motorul meu de început. Viața mea nu este a mea, e a lui Iisus Hristos. Vreau să ne povestiți puțin despre proiectul Rafael. Cine este Rafael? Știu că Dumnezeu a lucrat într-un într mod aparte și prin proiectul ăsta. Rafael este un spital mobil pe care eu, împreună cu copiii mei, am, am construit câteva ani. A motivatia a fost că, uh, când am ajuns în BN, am văzut că oamenii, mor ușor de boli pe care se poate trata cu un dolar 50 de malaria, de tifoide și am spus nu. Mă duc să fac misiunea medicală. Am avut o mititică, o mic mașină cu care mergeam, caram lucrurile grele, alta data mașină ia foc și am spus, mă, acest lucru poate să provoacă accident. Când am ajuns în Statele Unite, dacă am mai știți, Acolo au buze în aia așa de lung și îl folosește numai 2, 3, 4, 5 ani și -i arunca. Ah, și am spus, eu mă duc în gunoi asta, iau un bus. Și vorbeam cu un prieten, am spus, voi nu știți ce aveți aici? Și a spus, ce? Buza care s-a aruncat acolo, mă lasă să iau? Da, dacă vrei. Și seara, el s-a dus, a cumpărat unul cu 1000 de dolari. A dus la mine. Fine, mulțumesc. M-am dus aia în spate, am curatit, am pus apa, aerul, compresoare, oxigene, am făcut ca la spital, am pus aparatura de chirurgie, dentară înăuntru și am trimis în bene. Și cu buzuala, împreună cu prietenii mei, cei mai buni roman, doctorul, stomatologii de aici și câteva din statele și din Africa, ne suim în buzul aia și intram într-un oraș. Când intram acolo, eh, luăm pe toți care sunt bolnavi scris la noi și facem triera, cei care trebuie chirurgie, cei care trebuie doar medicamente și le dăm. Și prin acest lucru, după chirurgie, în timpul ziua, seara, facem evangelizare. A, Rafael a devenit un mod de a intra într-un oraș ca să putem să câștigăm credere oamenii și folosim ca și un spital mobil a NBN acum. Pe lângă utilitatea medicală a acestui, acestui buz, ați avut momente care ați văzut vindecare supranaturală, pe lângă faptul că faceți operații cu el și lucrați. O, felul ăsta. Asta este ceva normal în viața noastră. Eu nu sunt, nu presupun ca Dumnezeu va vindeca oricând, dar eu am așteptare ca oricând că m-am pe numele lui, el face. Um, Vă dau o istorisire. Am fost e, să cumpăr un teren pentru Glim Ministries, când Dumnezeu a provocat acest nevoie. Când am ajuns la terenul aia, un om lucra la o pepinerie acolo, avea ananas peste tot și a spus, a venit mâine și o să vorbim cu stăpânul, Când trebuie să mă duc, și am mai dat e, cam patru ananas ca și de obicei și am spus, Domnul să te binecuvânteze, mulțumesc. Și s-a uitat la mine, sunteți pocait din aia care se roage pentru oamenii? Am spus, da. Sunteți pastor? Am spus, da. Ați putea să vă rugat pentru fica mea? Am spus, da. Bine. A fugit acasă. Eu așteptam durere de stomac, durere de cap, poate demonizare. Dar ce n-am așteptat e ceva aparte. Parcă când feta aia a venit, se pare că avea doi cap, pentru că o parte din capul ei s-a evoluat din cauza cancer. și avea un cap din aia la care nu lăsa să atingă apa, nu lăsa. De fapt, aștepta să moară. Doamne, ce asta? Am uns pe ea, am atins, dar nu s-a întâmplat miracul. dar în momentul în care am atins, Dumnezeu a spus, fica aceasta a devenit fica ta cu harul lui Dumnezeu am reușit, am făcut chirurgie, am făcut chirurgie estetică și m-am mutat în orașul aceea. Și prima noastră biserică a fost înfânțat dar fără să avem membri. Doar lucram crescătorie de pui pentru pastorii. Deodată, într-o seară, a venit întreaga lume din orașul aceea, pe linia. În fața lor a fost șeful oraș. Și am spus, domne, ce asta acum? Eu credeam că vor să cere banii de împrumutat. Și a spus, nu. Ce a venit să faceți la noi? Am spus, ce? Și a spus, a dorit să ne arătați Hristos? Am spus, da. Bine, vreau să spun că am văzut Hristos în dumneavoastră și noi am luat o decizie ieri, toată lumea din orașul ăsta s-a convertit într-o zi. E un minun fenomenal. Deodată, am devenit tata în orașul aceea. Și a fost o fetită dulce pe care o știam, cam 9 ani, a dispărut. Și am întrebat de la parent, unde e fata asta? Nume nu vrea să-mi spune. Spune! Și au spus, este în padure. Există padure mistic în care nimeni nu poate să intre. Doar vrăjitori și oamenii sunt Și am, de ce l-a trimis acolo? E, e bolnava și am gândit ca să nu moară și am spus așa, tu mă acolo, promis fata nu va muri. m au dus acolo, omul aia era gunfat, m-a cerut să descalt, ca să pot să intru, am spus nu descalt. Și a spus așa, dacă ți dau fata asta, va muri. Și am spus, bine, facem pariu. Dacă nu moare, tu trebuie să vii la mine la religie. Dacă moară, mă duc la tine la religie. Am luat fata la mine acasă. A stat cu noi o săptămână, două săptămâni, s-a revindecat frumos și am adus înapoi la ei. Omul aceia care era șeful vragitoriei în pădurea ascunsă a trimis un mesaj. Spune la omul aia să vină să roage pentru oamenii așa care i-a adunat el. Și împreună cu el și mulți dintre ei s-au întors și ei la Domnul. Și Dumnezeu a schimbat pădurea și, a schimbat și tot oamenii de acolo. Da, da, și el spune, tu nu trebuie să te descaci, eu știu că ești tu lui Dumnezeu. Într-adevăr, o viață prin credință, v-a fost greu să trăiți așa în felul ăsta, nu? Ați avut momente care a zis, Doamne, prea mult, nu mai pot. Pentru mine, partea greu este Tony. <laughs> <laughs> nu e Dumnezeu. Nu pot să spun că e Dumnezeu. Pentru că el este shows. Partea grea e Tony. Uh, pentru că eu nu știam să sunt tata, te rog, dăm banii. De fapt, soția mă spune, tu nu ceri, cere să primim o dată. Și oricând cer, ne dea. So, banii nu e problema noastră. Sănătate nu e problema noastră. Pacea lui Iisus Hristos nu e problema. Lucrare nu e problema. Problema e firia. Problema este să în Hristos, fidel, credincios pentru El, asta e lupte. Se pot să nu uiți că eu sunt făcut pentru El. Ca ce se întâmplă adeseori este faci, 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 faci și firia îți spune, mă, ești omul ma Și îți spune, vezi că nu primești ca celălalt. De ce tu nu ai cladirele din asta? Și îți intră în creier. Asta e. Și atunci, în momentul în care asta îți intră în creier, tendința de depresie, e destul de ridicat. De fapt, e boala misionarelor, depresie. Asta este lupta. Eu să lupt cu mine da. nu este ce face Dumnezeu. Într-adevăr, lupta cu noi, toți o avem și sunt convins că în momentul în care ne biruim pe noi, uh, ați am, am câștigat. Am câștigat, exact. Pe lângă asta, ce vreau să vă mai întreb, cum a fost relația cu autoritățile acolo? Ok, unii, unii au acceptat, unii au văzut puterea lui Dumnezeu. Ați avut momente în care n-ați putut duce Evanghelia mai departe și ați fost opriți? Vedeți, fiind africa și african, noi, noi vedem pe lumea altfel. Eh, guvernul nu sta în fața lucrurilor în Africa. Cultura sta. De fapt, asta înseamnă omeniri. Okay. So, eu pot să mă duc într-un birou și spun, avem nevoie de aprobare pentru misiunea medicală, de exemplu. Vă dau un, un eveniment. Eh, noi folosim orice mici lor acei. De-aia v-am spus asca, și zilele arată, trebuie să participați când eu am fost la un uh, noi am deschis o lucrare în care facem competite football pentru a intra într-un oraș am luat, nu știu 20 ceva de orașe și am trăit până când a rămas cele două echipe în păcat a ajuns cele două orașe dușmane unei altora oh. și a fost intens în timpul asta a fost ranit un tiner și a pierdut constința. Eu eram la marginea curtei, mă ma uitam la ei, copil nu mai mișcă, nu mai respira, a s-a făcut un chiag mare de singe pe fața lui. A venit la mine, tata, tata, a murit, a murit tiner. Am spus la șofer, repede cu buz, am fugit. Am ajuns acolo, nu mișca. Oamenii au fugit să spună la parent că copilul lor a murit. Și am spus, domne, ce să fac? Ce primul ajutor pot să fac? Gândeam în creierul meu. Tu ai spus, nu, nu e ora primul ajutor. Pune mâna pe el. Și am început să mă rog. Și am început să mă rog. Deodată auzeam încet ca o mașină s-a demerat așa și s-a uh, uh, deschis inima și respira repede am învelit cu, cușafșaf, am pus în bus, am fugit la spital și am făcut chirurgie. Eu am crezut că s-a terminat problema. Parinte au venit, ne-au multumit, lumea a spus, vai, în, în bene, în franceza, numele meu este Gian, adică gigant. Și soția mea e blanc. Și spune, am viat pe omul aia, Gian, pe el. Toate lumea a știut. Eu am crezut că s-a terminat. Fast forward, a trebuit să facem evangelizare într-un oraș la care n-am știut înainte. Când am intrat în birou, am depus actele și el spune, și știți că nu se puteți să plege, nu puteți să mergeți, am spus da, trebuie să răspunde dacă cineva se nea ca în am spus da. Și deodată a venit secretara. Domnul primarul, voi nu știți omul ăla? A spus nu, cine El a înviat pe verișorul dumneavoastră. Și el a spus, de ce nu mi-ai spus că tu ești? Tu nu... așa. Asta este Africa. E omenirii înaintea lege. Și atunci, în în când oamenii dau seama cine ești, ușa se deschide chit mai repede acolo. Și băiatul chiar fusese mort acolo? A fost inconștient. Inima a oprit și eu am văzut cum se demarează inima ca și un motor. Pupu, pup, pup. Pupu, 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 i-am văzut. Ce fain, deci pur și simplu ați văzut minunea lui Dumnezeu. Sigur și... că da. Da, într-adevăr, adică noi în, în zona de Europa mai auzim uh, povești la anumit măi cum au înviat morții, se întâmplă în Africa lucrurile acestea. De fapt, eu vă spun că și puterea învierei e în Europa. Hai să vă spun problema Europa. Problema Europa e comoditate. Aveți șunca, cliste, clatite, salmale, curente, ape curate. N-aveți nevoie. Asta e problema. Eu, în Africa, când trezesc, trebuie să mă rug ca Dumnezeu să mă pazească, să revin în în siguranță, pentru că nu am garantie în haos în care mă aflu că voi reveni. Și atunci eu sunt obligat totdeauna la noapte protecte în casa mea, protecte asupra mașina, protecte asupra apa care beau și ori restaurant în care mă duc sunt oamenii care face în îngropă oamenii de sub terenul ca să atrage pe comparator și eu nu pot să spun domnule la care restaurant să mănânc mănânc oriunde dar eu mănânc cu credința ca Dumnezeu va sfinți pe mâncarea asta. Puterea înviere este tot una, și în Africa, și în Europa. Deosebire este ca bunătatea pe care Dumnezeu a lăsat asupra Europa a făcut pe oamenii să nu aibă instinctul aceea al împărației de a lupta. Asta e deosebire. Ca se poate întâmpla și aici, dacă omul cere de la Domnul. Într-adevăr, aici cu comoditate chiar de acord și Într-adevăr, am văzut, probabil e o chestie generală, dar uh, dincolo de asta, cred că Dumnezeu va mișca și, uh, și Europa, nu știu cum, și mi-aș dori să înceapă mișcarea asta din interior și să nu vină. Să nu vină... Hai, hai să spun, fratele meu, scump, Dumnezeu mișcă. Când noi am fost aici în 90-91, am fost surprins, am fost șocat de ce în România și am axat să stau cu niște oameni care iubesc pe tara aceasta în mijlocire. Peret, pentru mine eu mă uit la România cu zâmbet. De ce? El a ascultat rugăciunile noastre. Schimbarea aceea a venit pe care i-am dorit și eu totodată cred. Și începem să rugăm și pentru România să fie ultimul bastion, ultima perete care va rezista întuneric care vine asupra țara aceasta. Eu sunt bine încredințat ca cu cât noi ne rugăm, oamenii vor ridica în țara aceasta care va sta în mijloc, ca să nu ia întuneric pe țara aceasta. Eu am speranța că Harul Dumnezeu se va manifesta într-un mod deosebit pe țara aceasta. Într-adevăr, și noi ne rugăm pentru asta. Deci nu-i problema Europa și faptul că în Africa se întâmplă minuni mari și problema uh, oamenii. Uh, ziceam de înviere apropo ați văzut uh, pe lângă uh, ceea ce ne-ați povestit uh, efectiv minuni în care oamenii au înviat eu în 1996 am fost în uh, misiune în Nigeria uh, am plecat în uh, vizită de aici în România în Africa pentru prima dată de când am plecat în 91 și am fost cu echipa uh, Cartea cartilor. nu știu dacă mai ține generația aia. Eu am fost din prima echipă care a adus cartea cartilor în Nigeria. Și două luni am făcut evangelizare peste tot și era ora să revenim înapoi în America. În timpul când zburam din Lagos spre Amsterdam, a, a fost un tipet la noapte. Cineva striga și când s-a prins lumina, a fost un om jos a pierdut complet, a fost primul ajutor în jurul lui, avea plasticul aia cu care facea aerul la el. Era un avion asta. Era în avion. 747 um, era îmbrăcat în stil african și am spus, domne, te rog să nu las pe omul ăsta să moară. Că dacă murit, trebuie să mergi înapoi în Nigeria. M-am obosit. Pentru că în Africa, când te vede lume, înseamnă e semnul de banii, trebuie să le dai, să le slujești și până când te epuizești. Și eram gata să fug de acolo. Am auzit de la Domnul, simplu, tu poți să faci deosebire. Atât îmi trebuia. Și m-am ridicat, am dus către ei, am spus, vă rog, a lăsat să mă rog pentru omul asta, și s-a uitat la mine supărat, cine crezi că ești. Dar cred că Duhul Dumnezeu și plus că prezența mea este impunătoare, așa. Și eu nu-mi pasă. De moment când m-a lăsat, m-am aplicat peste el, dar am fost suprins Era rece. Domne, ce am făcut? Dar în mintea mea am spus, nu mă plec de aici, dacă omul ăsta nu se ridică, o să a trebui să mă scoate cu forța. Și am pus mâna, am început să mă rog era rece și s-a părut că este o, 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 veșnicie a trecut, dar nu era o veșnicie. Așa mi s-a simțit. Am rugat, am rugat. Deodată mâna lui care a rămas întăpânit a cazut. Asta a fost primul semn. După aia, parcă un puf de aer a ieșit din gura lui. Am spus, nu opresc, tu n-ai trezit, trebuie să trezești. Și am continuat, am continuat, deodată am avut un amen după aia mai tare, după aia mai tare. la urma urmelor s-a deschis ochi foarte roșii și s-a uitat la mine. Mulțumesc, domnul Domnul să te Am ridicat, toată lumea s-a pus deoparte, ce e asta? L-au agitat, a stat pe scan. Fast forward, când avionul a ajuns în um, Amsterdam, E, oficial spune, haide, haide, repede, ce, ce, m-a chemat. Omul ăsta a refuzat să meargă la spital. A spus că trebuie să stea de vorba cu omul ăla care s-a rugat pentru el. Oh, și am ce baie? Trebuie să-mi spuneți cum vă cheamă. Și nu spun. Așa vreau să știți. Să spui la oamenii, ai avut legătura cu Hristos azi. Domnul face și în aer, și în Europa, și în Africa. Numai să avem credință în el. Deci, efectiv, ați văzut minunile lui întâmplându-se. Da. Am văzut. Fratele Tony, vreau să vă întreb, după atâția ani de slujire acolo, care ar fi poate cele mai mari lecții care le-ați învățat pe lângă ce ne spuneați până acum? Un lucru pe care eu pot să spun este nevoia asta de cred... de ascultare. Ascultare, de fapt, îl face inima lui Dumnezeu să se bucură. Pentru că ascultarea mea spune un lucru tot de una. Dumnezeu este drept. Vedeți, foarte mult în nenorocie care se întâmplă, oamenii, alta data oamenii spune voia lui Dumnezeu, de fapt este o acuzatie. Dacă noi stăm în ascultare, noi provocăm o ușa în care Dumnezeu va aibă timp să să, să ne apară, să se manifestă puterea Lui. Acest lucru pentru mine este un, un standard pe care eu tind să fac complet, să rămân în ascultare fața de Domnul. Lecția ascultării pentru că acolo practic rămânem în, Sigur, în da, binecuvântarea da. Lui Dumnezeu. Da, da. Mă gândeam să vă întreb, știu că Dumnezeu vă folosește și într-un mod profetic. Care a fost cea mai dificilă profeție pe care a trebuit să o rostiți și poate că ați ajuns așa în minte ca și Iona, Doamne, oh, nu știu dacă pot să fac asta? Cele mai dificile profeție este atunci când Dumnezeu vrea să mustre pe un om și dai seama că, din punctul de vedere legal, prorocia aceea e dureros exemplu, am fost într-o biserică, nu spun țara, nu spun unde, și când m-am uitat la tineri, uh, nu da seama că soția lui a cazut în curvie. Și, Domne, de ce trebuie să vad acest lucru acum? de ce se vad acest lucru, dar nu pot să nu spui, dacă tot Dumnezeu îmi spune să spui și am spus la soție am spus, ma uite ce spune Domnul și e apucat plâns, a cazut pe genunchi și m-a spus, aveți dreptate, chiar săptămâna aceasta am încercat să rupt relația aceea. Dar problema asta e, nu s-a terminat, trebuie să spun la și soț. <laughs> și ce să facem? Am suspune spune la soț ca o să vin să, să, le se vad. am rugat în timpul noapte, m-am rugat, m-am rugat, domnule, ajută mă ce să se fac? Seara, Dumnezeu a spus, Tony, nicio problemă, hai să-i ceva. M a ratat și si soț, el a cazut prima data în curvia. Am spus, ca, atât îmi trebuie. Am ajuns la el, am spus, uite, hai să-ți spun, I am spus, vai, explozie! am spus, domne, asta o să ne moară acum. De moment când s-a calmat, am spus, te rog să stai jos. Uite ce a spus Dumnezeu despre tine. S-a plecat ca avea dreptate. Și-a uitat -a la soția, s-a îngenuncat și a spus, nu mai am în drept să cer de la tine. Eu m-am greșit prima dată. Iartă-mă. Asta sunt cele mai dificil rurucie pe care Domnul. E ala de moarte, când cineva va moara, am învățat acum, să nu le spun direct. E, dacă el spune, nu trebuie să te rogi, doar te rogi, roagă-te pentru harul. Mă rog și nu mai spun, tata vostru sau mama voastră va muri, e, spun harul ca să poată să poartă suferința aceasta. Dacă e un om matur, îl spun, pregătește-te, Dumnezeu îți va da câteva zile, pregătește-te, pentru că asta este ultima. Într-adevăr, nu-i simplu să lucrezi cu oamenii și noi știm asta că până la urmă munca cu oamenii e dificilă, dar dincolo de experiențele astea neplăcute, cei fain e că vedem cum Dumnezeu continuă să lucreze dacă ești disponibil pentru El pentru el. ea. Dumnezeu iubitor. Din centrul lucrarea lui este dragoste. El, de fapt, de aia ne-a mântuit pentru că ne iubește. El vrea to tot ca ce a rânduit de la stat înainte de facere lumii se revine înapoi cum trebuie să fie. Orice alt sunt niște suport, mustrare, orice disciplina nu este scopul. Lui. Scopul lui este dragoste ca să ne aduce înapoi la el. Acum, uitându-vă peste țările care le-ați văzut, oamenii cu care v-ați întâlnit, care e cea mai mare dorință pe care o aveți pentru lumea asta și rugăciunea inimii? Ca Biserica lui Iisus Hristos să se unească. Ca Biserica lui Iisus Hristos să descopere ce bogăție are. Ca Biserica lui Iisus Hristos să rechiștigă locul aceea pe care Hristos a câștigat pentru noi. Pentru că noi suntem, vedeți, lumea ne fură titluri, spune Superman, Superwoman. Noi suntem Superman și Superwoman. Dacă biserica ar da seama ce putere avem, valoare pe care Hristos a pus peste noi și am reușit să ne unim și să ne desfășurăm, nu o să mai trebui să fim noi care fug de la lume. Lumea trebuie să fie cei care fug de la noi. E pentru că nu suntem uniți. Care e cea mai puternică experiență pe care ați avut-o cu Dumnezeu? Știu că ați avut multe, ne-a zis deja câteva, dar e una care v-a marcat viața și a zis, wow! E mântuirea mea. Um, vedeți, eu eram, când am terminat prima facultate în Nigeria în 1985 și lucram la o firmă, Gains. acolo eram însacinat cu crescatorie de pui, dar nu oricare pui, era pui se numește generație bunicii și generație părinte. Asta sunt pui pe care consumatorul nu-l vede. De acolo scoatem ala care face ouă și carne. Și trebuie niște finetete, tehnologie să, să le faci. Am lucrat pentru ei și am reușit, dar nu știu, deodată a venit depresă peste mine. Um, nu aveam bucuria, nu cunoșteam pe Dumnezeu, Dumnezeu nu exista oricum în inima mea atunci. Și m-am dat demisia, am rămas acasă, dar problema a fost, am fost un patimat. Aveam adictie de fumat. Nu ca fumez, aveam adictie Adică, kin adică, când mă duc în baie, trebuie să am fumatul, să pun pe jam, când facem baie, trebuie să, când mâncam, trebuie să fie fumatul lângă masa. Când dormea la noapte, trebuie să fie just oriunde trebuie să fie și odată cineva a să știi că e, vei muri în curând. Și ala m-a lovit. Și am făcut tot ce se poate să evit fumatul. N-am putut să evit. Ca și african, dacă nu merge, te duci la zei. Și m-a dus la vrăjitorie, mi-a dat șapte talisman, mici, 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 bilule asta, am înghitit. Mi-au dezbracat și o fetită, nu știu, 8-9 ani, m-au spalat de la cap în jos și ca să nu mai fumez. A ținut două săptămâni. După două săptămâni, parcă un avalanș de fumatul a venit peste mine. Am fumat. M-a dus la o biserică, sunt cretist, unde se face Vechiul Testament cu vragitorie. A ținut câteva zile. N-am putut. Orice am făcut, n-am mers. Bine, dacă vrea să vină moartea, să vină. Am continuat să fumez. Dar, deodată a venit unul la mine la ușa. A batut. Și am spus, între un tiner în haina african albe și s-a ridicat la sus și a spus Haleluia! Mă! ce e la Haleluia? Și a spus să nu vă supărat. Am fost aici, asta e a șapte la ori când am fost. Am cerut ca Dumnezeu să vă țineți acasă prin puși rugăciune. Vai! Cei meu nu intrat în mândrea mea. Cine ești tu Se poți să mă controleze de departe? Pentru că fiind un african știu că există astfel de putere. Și el s-a spus așa, să nu vă supărați. Dacă doriți dorit și dumneavoastră, Domnul poate să vă dea puterea asta. E puterea Duhului Sfânt. Și râgnea ceva în mine ca un leu. Dar nu e lui Iisus Hristos, diavolul. Dar nu puteam să spun nu, că dacă spun nu, o să spun ca să a speriat de el. Dacă spun da, nu mai pot să scap. M-am gândit, da! Ha, finish! În moment când am spus da, a scos Biblia Gideon din buzunar, a la Nou Testament. În viața vieții mele n-am mai văzut așa ceva. Orice cuvânt pe care el a rostit, parcă cineva îmi vorbea. Ce e asta? Nu mai puteam să mă controlez și m-am ridicat, m-am uitat la Biblia aceea, nu era nimeni acolo. Dar de moment când deschide gura iarăși, simțeam glasul aceea. Deodată am sus înțeleg. Vrei să-ți maturisezi păcatele mele? Și el a spus, nu, nu la mine, la Hristos, dacă chiar vrei. A rămas tot acolo la, lângă, la, la ușii. În am spus, știu ce vrei. Vrei să nu mai fumezi? A spus, nu, nu, nu e problema de fumatul. Bine și atunci. Și am spus așa. Eu simt în momentul acesta de fața că dacă nu mai fumezi, pot să scap. Bine, face ce tu. Pentru prima dată în viața mea am șifonat pacătul aceea de țigaret, am aruncat pe jam. Și el a spus, luat două minute vorbit cu Hristos. De moment când m-am îngenuncat, pentru prima data în viața mea m-am simțit ca și un pacatos. Când m-am terminat, na, nu m-a atins, n-a făcut nimic. Atite s-a rugat, o lumină m-a conjurat, așa de duce a fost ca am fost trist. Am spus, dar dacă lumina aceasta nu mai ține, dacă simtul aceasta dispara, dar vreau să vă spun, la să fie numele Domnului, este peste 30 de ani. Bucuria aceea nu s-a dus și mi s-a prins un cântec în inima care nu s-a oprit încă de atunci. Asta a fost cea mai mare minune care s-a întâmplat în viața mea. Ce fain cum Dumnezeu a lucrat și uh, iată frumusețea convertirii nu se compară cu, uh, cu celelalte lucruri. Da, da! Înainte de a încheia această podcast, vreau să vă întreb ce îndemn aveți pentru cei care ne-au urmărit, au fost cu noi până acum la, la final? Ce îndemn aveți pentru a ajuta să trăiască o viață supranaturală? Este un sfat pe care scriitorul spune să ne uităm țintă la capetenie mentuirea noastră. Să nu lăsăm să fim deturnat de lucrurile care se înverte în jurul nostru. Pentru că cu chit noi ne uităm la Hristos, ne transformăm în gloria, în gloria și vom ajunge la talia aceea pe care Roman 8 cu spune pe cei care Dumnezeu a chemat, pe care El a rânduit, pe cei care le-a Eu El cunoștea ca să ajungem la talia Domnului Iisus Hristos. Eu vreau să chem biserica în secolul 21, mai ales România, biserica din România la ora asta. Să nu ne uităm la dreapta, la stinga. Să rămânem cu ținta noastră la cruce. Pentru că acolo este destinul nostru. Mulțumim frumos pentru gândurile astea. Vreau să vă mai întreb dacă mai aveți o experiență care vreți să o împărtășiți cu noi și poate că n-ați reușit să o spuneți încă în, în podcastul ăsta. Putem, putem acum în partea de final. Singurul lucru pe care eu am să spun este că vine o vijelie. Vine un, un, fluviu de întuneric. Vine un fluviu de minciune și înșelare. Biserica să rămâne asupra preatra aceea care este Hristos. Și dacă România ar rămâne, eu cred că în zilele astea noi vom fi ultimul bastione de împotrivirii împotriva puterii întunericului. Pentru că Dumnezeu este credincios, sunt sigur că inima lui planului planul lui este peste România. Sunteți oamenii săbit, sunteți oamenii pe care Dumnezeu, din minima mea, cel puțin din puter, din punctul meu de vedere, a fost rânduit pentru secolul acesta. Vedeți, când eu am venit în România, am fost la Banog, singur, nu aveam nimic. Cuvântul lui m-a spus așa, eu te trimit în Egipt. Și noi toate lumea ne -o credem că când auzi cuvântul lui Egipt, este problema, este păcat, nu e adevărat. M-am regăsit în Egipt ca și Iosif. Și eu gândesc, dacă Dumnezeu m-a binecuvântat așa de mult în România, tocmai românii sunt binecuvântat. Rămâneți pe piatra care este Hristos. Acolo nu veți aluneca. Amen. Amen. Mulțumim frumos, fratele Tony. Mulțumim că ați fost cu noi la Eclesia Live. Mulțumesc că m-ați primit. Așteptăm și cu altă ocazie. Dragilor, vă mulțumim că ați rămas până la final la acest podcast. Nu uitați să dați un share, un like, să distribuiți acest material. De asemenea, nu uitați să vă abonați canalului nostru de YouTube, Ecclesia Live. Ne vedem data viitoare la un nou podcast aici la Ecclesia Live. Pe curând!